Vă salut, dragi prieteni! De o perioadă de timp, Domnul ne-a pus pe inimă să filmăm câteva emisiuni în care, prin cântarea noastră, să lăudăm numele Domnului și în care să dezbatem anumite subiecte care le auzim mai rar în predicile din bisericile noastre. Alerg spre țintă este sloganul acestor întâlniri și Pavel spunea: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Dar alergarea implică un traseu corect și o țintă corectă. Degeaba alergi dacă traseul e greșit sau ținta nu e bună. De aceea, haide să alergăm în așa fel încât să căpătăm premiul. Ne dorim din toată inima ca aceste dezbateri să fie de folos la cât mai mulți oameni și prin concluziile ce le vom avea să ne apropiem mai mult de Domnul. Așa că, haide să începem. Cred că ar trebui să începem prin a ne explica oarecum demersul, de ce suntem aici după masa asta. Ceea ce vedeți că se întâmplă, discuțiile pe care le avem și aici au fost înainte între noi, pentru că să nu spun multe, dar în unele locuri în care am mers am observat anumite atitudini și în mintea și în inima noastră s-au ridicat niște întrebări. De ce am ajuns biserica să fim atât de obosiți de multe ori la timpurile noastre de părtășie? Mi-am adus aminte de un musulman care s-a convertit la creștinism
care povestea că înainte ca să ajungă creștin, era un apologet al islamului și în discuțiile lui cu creștinii le punea următoarea întrebare: ești dispus să mori pentru adevărul pe care l-ai? Când am auzit întrebarea asta, m-am întrebat pe mine dacă aș fi dispus. Mă întreb dacă, înainte de a fi dispus să murim pentru adevărul pe care pretindem că-l avem, dacă suntem dispuși să trăim pentru adevărul pe care-l avem și potrivit cu adevărul pe care-l avem. Adică suntem o biserică care mărturisește un Hristos care a trăit la intensitate maximă, a murit la fel, ca să ne lase o solie pe care să o ducem la fel de plin de pasiune mai departe. Și am ajuns în vremea asta în care unii folosesc pandemia și împrejurările în care ne aflăm ca să aibă o scuză să evite adunările, să evite părtășiile. Unii așteaptă relaxare mai degrabă pentru concedii, pentru călătorii, decât pentru a se întâlni cu frații, pentru a se închina lui Dumnezeu. Și cred că ar fi foarte de folos, ar fi foarte bine pentru noi să fim cât se poate de sinceri cu noi. De fapt, cine suntem și unde mergem, care ne este ținta și cum mergem spre ea, da? Titlul acestor întâlniri este Alerg spre țintă. M-am întrebat de multe ori dacă aș vedea un om alergând pe stradă și l-aș opri din alergarea lui și l-aș întreba: nu te supăra, de ce alergi? Și el mi-ar da un răspuns de felul ăsta: habar n-am de ce alerg. Adică te aștepți ca un om care aleargă să fie preocupat de ceva, fie să scape de ceva, să fugă dintr-un anume loc, să caute o protecție, fiecare o țintă clară unde vrea să ajungă și nu doar să ajungă, ci să ajungă la timp. Domnul Iisus spunea: împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. E dureros să vezi că nimeni nu mai dă năvală. Că e greu să găsești o modalitate să-l motivezi pe un om să trăiască într-un anume fel. Mă uit și am spus de multe ori tinerilor: ce mă doare că în generația asta nu văd niște oameni care ard, care se consumă pentru Hristos, pentru a se dedica, pentru a se cheltui, ci oameni care mai degrabă își consumă energiile în a se scuza, în a găsi motivații, fie în predicile unora, fie în anumite mișcări, în a trăi o viață. În alergare, vezi de treabă. Așa, într-o plimbare plictisită spre cer. Și suntem aici nu ca să, nu știu, într-o competiție teologică, dacă ar fi cu cineva, să fim cei care vom fi găsiți cei mai corecți din punct de vedere doctrinar. Nu-i ținta noastră. Dar frământați noi de lucrurile astea, punându-ne noi nouă întrebările astea, ne-am gândit că poate cineva își pune și el întrebările astea. Și oarecum dorința pe care o avem este să motivăm, să provocăm. Și dacă cineva în urma acestor discuții va găsi un ajutor, o motivație, vom fi cât se poate de bucuroși că am putut fi folositori și în felul acesta. Acum că vorbim despre o țintă, trebuie să vorbim despre o motivație, nu? Trebuie să avem o motivație. Sunt mulți care aleargă pentru un anume scop. Care ar trebui să fie scopul? Motivația noastră de zi cu zi, că a zis mai devreme că dăm năvală. Oare dăm năvală? Mă gândesc la generația celor tineri, da? De multe ori discutăm, ne întâlnim, purtăm discuții și atât de repede se pierde, cum să spun eu, motivația. Ești în adunare, auzi o predică sau poate o cântare, un vers de cântare te stârnește și ieși la două colțuri de stradă, deja ești debusolat, nu mai e sigur de ținta pe care o ai și deja atât de repede lumea reușește să cucerească inima noastră. Și din nou motivațiile ne sunt spre pământ. De ce? Pentru că e o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Cred că în dreptul unora explicației că de fapt nu s-au întâlnit niciodată cu Iisus.
Sunt foarte mulți tineri în adunările noastre care sunt foarte informați din punct de vedere teologic. Sunt la zi cu temele din punct de vedere al unor răspunsuri biblice, dar ei n-au o întâlnire reală cu Iisus. Sunt acolo, îi învățăm să cânte și cântă din ce în ce mai bine, din ce în ce mai performant. Sunt acolo, am putea să-i punem să recite psalmi sau să aibă un îndemn sau chiar să țină o predică pe puncte, foarte bine argumentate. Dar sunt prea mulți care nu s-au întâlnit într-un mod real cu Iisus. Pentru că atunci când un om se întâlnește cu Iisus, n-are cum să plece la fel. Uitați-vă în Biblie, la oamenii și de-a lungul istoriei, la oamenii care l-au întâlnit pe Iisus. Da? Din momentul întâlnirii cu Iisus n-au mai fost la fel. Și cred că una din explicații este că nu s-a născut din nou. Și degeaba noi, știi, spui unor oameni, ai fi motivat, fii plin de pasiune. Și el se uită la tine și zice, ok, dar, prietene, nu mi se întâmplă nimic. Dar pentru asta cine e vinovat? E vinovat persoana respectivă sau avem și noi o vină, biserica? Acum vorbesc despre mine ca predicator, da? Chiar vorbeam cu cineva în orele care au trecut și mi-am pus întrebarea asta cât de eficient a fost în predicarea mea ca să pregătesc biserica pentru eventuală situație ca aceasta prin care trecem. Vedem oameni plini de îngrijorare, marcați de frică, unii dominați de frică și eu m-am întrebat dacă nu cumva eu ca predicator am greșit nepregătind. Domnul Iisus spunea la un moment dat despre un rob înțelept care dă o hrană la vreme sau o hrană potrivită cu vremea pe care o trăim. Și eu cred că și în privința asta tineri ar trebui să fie confruntați cu nevoia asta de a se întâlni cu Iisus. Și ar trebui să fie mesaje care să țintească oamenii care încă nu l-au întâlnit. Oameni de altfel religioși, da? Veneam cu niște tineri de la o strângere de tineret și am zis, îmi răspundeți la o întrebare? Și ei mi-au zis, o da. I-am zis, nu așa. Nu un răspuns teoretic care sună bine, ci din sinceritate, din inima voastră. Aveți curaj să-mi răspundeți la o întrebare? Sunt mulți care nu vor să fie sinceri. Pentru că dacă ar fi sinceri, uite, zici să fii motivat, să fii motivat. Dar dacă tu nu vezi ținta asta, Domnul Iisus îi zicea lui Nicodim, da? Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția. Și dacă nu ești născut din nou, eu spun ție, știi ce grozav e cerul? Uite de la el, e extraordinar acolo Iisus și te așteaptă. Dar el nu vede ținta asta. Pentru el, de multe ori, nu ți se pare ciudat că în adunările noastre sunt tineri atei? Care spunea cineva, cântă în cor, nu? Un ateu care cântă în cor unei biserici despre Iisus. Și eu mă ridic și spun, prietene, aleargă spre cer, fii motivat. Și el se uită la mine și zice, care cer, frate? Vezi de treabă, crezi că este un cer acolo? Apropo de atei, un prieten m-a dus în fața unor tineri care într-adevăr erau atei. Doi dintre ei erau atei, se luptau cu gândurile astea, nu din familie de credincioși. Am discutat cu ei din Biblie și am văzut interesant, un lucru care iar m-a făcut să mă întreb. M-am uitat la ei și am văzut cât de atent îmi urmăresc argumentările și ceea ce spun din Biblie. Și mă uit de multe ori în adunări și văd pe oameni atât de străini, de apatici. Și ce spunea cineva, un lucru care m-a îngrijorat. O să vină vremea când Dumnezeu va alege de afară niște oameni care vor lua în serios cuvântul lui Dumnezeu, care vor da vor lua împărăția cu năvală, vor alerga să vă-l cheltui și noi care dormim prin adunări, lipsiți de motivație și de pasiune, rămânem afară. Știți ce mi-a spus cineva ieri? A zis, măi, am ajuns în perioada asta de pandemie să mă duc, să mă asociez cu unele organizații non-guvernamentale necreștine ca să pot să merg să ajut oamenii sărați, să pot să ajung la o văduvă acasă, să pot să merg să iau gunoiul după stradă, să mai întâlnesc câte unul, să pot să-i spun ceva. Cineva din străinătate mi-a spus asta și m-am tot gândit, măi, în ce situație am ajuns? Oare noi ca biserică ce motivație am avut ca să-L urmăm pe Domnul în perioada asta? Dar am avut vreo motivație.
Adică am trăit dincolo de a ne ascunde după pandemie. Interesant, nu? Să te ascunzi după pandemie, să găsești scuze, să nu faci nimic. Dar înainte de a fi pandemia care ne-a scuzat să nu facem nimic, am făcut ceva. I-ai văzut pe oameni ieșind în stradă? Și ce m-am gândit de multe ori? Interesant că mergem în niște adunări în care ne obosim unul pe celălalt. Nu? N-ați avut sentimentul ăsta? Să ridic un predicator, deja știi ce o să spună. Da? Cântăm și deja după 3 minute se strecoară o prăpastie între cei care cântă și cei din sală. Și rapid închinarea o transformăm în spectacol. Cred că avem nevoie să ne evaluăm cât se poate de sincer, dacă mai există în inima noastră motivație. Spunea Ravenhill în cartea lui foarte bună, De ce întârzi trezirea. Trăim o vreme, și spunea cu zeci de ani în urmă, și cred că acum e mult mai accentuată starea asta, când sunt mulți organizatori și puțin agonizatori. Puțin oameni conștienți de vremurile pe care le trăim și care efectiv stau înaintea lui Dumnezeu cât se poate de sincer. Mă gândeam și ne gândeam la faptul că mulți dintre noi suntem obișnuiți să... am fost învățați să mergem la biserică în fiecare zi din viața noastră și să slujim Domnului într-un fel sau într-altul. Și putem să spunem că până la o vârstă nu am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu sau nu am avut legământul cu El. Poate mulți din tineri sau chiar și din cei mai în vârstă care pot să spună că au o experiență cu Domnul, nu se ascund în spatele experienței lui Samuel, care îl slujea pe Domnul încă din frage de pruncie și totuși nu l-a întâlnit pe Dumnezeu nu știu, într-un mod personal și totuși făcea o slujbă în casa Domnului. Întrebarea mea ar fi cam până la ce vârstă a avut Samuel experiența asta, pe la 30 de ani? Tot era în casa Domnului și nu-L cunoștea pe Domnul. Că ceea ce văd eu e că mulți au trecut de vârsta adolescenței, zona în care era Samuel, și au rămas în aceeași zonă cu o scuză. Acum, întrebarea mea ar fi, intenția lui Dumnezeu e să vină spre oameni, să se descopere oamenilor, să-i întâlnească? Clar, da, întotdeauna a fost asta. De la început, Dumnezeu l-a creat pe om și în fiecare zi avea o părtășie cu el. Adică, din partea lui Dumnezeu există disponibilitatea, dorința, și creează toate împrejurările și cadrul necesar să se descopere oamenilor, să-i întâlnească. Eu văd că există o mare rămânere în urmă din partea noastră, oamenilor. Adică nu există disponibilitate din partea omului, el rămâne doar în spatele acestei scuze, nu pentru că Dumnezeu nu i s-a descoperit, ci pentru că nu vrea să schimbe starea pe care o are. Comoditate din cauza comodității. Comoditate... problemele care le are ascunse, pe care nu vrea să le recunoască, lipsa de disponibilitate în a-și schimba viața. Pentru că în momentul în care stai în fața lui Dumnezeu, ești conștient că trebuie să te schimbi, că nu mai poți continua la fel. Și de frica acestei schimbări, pentru că îți place starea în care ești, da? Pentru că îți plac anturajele în care te învârți, rămâi într-o zonă de lipsa relației cu Dumnezeu, dar de religiozitate. Sau poate te faci că nu înțelegi că te cheamă Domnul, că Domnul ne cheamă pe toți, într-un fel sau într-altul. Clar. Bun, acum întrebarea să punem felul următor, să o punem punctual. Zicem că în biserică sunt doar câteva slujbe, din păcate în vremea asta. Unii cântă, alții predică, unii sunt la media și oamenii de ordine. E suficient să facem doar slujbele astea? Mie mi se pare că în vremea asta ne mulțumim doar asta într-un confort al bisericii, fără să dăm de lucru la oameni, și sunt alții care mor de foame, mor fără de Dumnezeu. Am putea să ne implicăm în atâtea alte domenii, nu doar în timpul unui program de 2 ore, care ni l-am limitat, suntem foarte atenți să nu-l depășim și credem că acolo e suficient. Și din păcate, în multe părți se predică despre faptul că a venit la adunare e suficient ca să fim mântuit. Ce ziceți de asta? Deci eu nu cred că finalitatea unei experiențe cu Dumnezeu e în a veni la adunare. Nu cred. Eu cred că finalitatea e în a ajunge în cer. Nu cred că Dumnezeu a așteptat și așteaptă de la biserică
ca preocuparea ei de zi cu zi este să fie cum o să facem programul de duminică. Da? Asta să fie preocuparea noastră primordială. Prietenii, s-ar putea să nu mai ajunge duminică. E luni în care trebuie și poți sluji Domnului. E marți, fiecare zi. Adică e așa o dezbatere, care e ziua Domnului, da? Duminica sau sâmbătă sau vinerea, în funcție de cultură. Biblia spune astăzi. Dumnezeu ne dă de fiecare dată ziua de astăzi. Astăzi eu ar trebui să fiu preocupat de a sluji lui Dumnezeu. Și astăzi nu mă ridic în fața unui public să predic. Astăzi nu mă ridic în fața unui public să cânt. Înseamnă că e mai mult de aici. Era discuția între Domnul Iisus și samariteancă. Dar unde să slujești? Bă, slujirea e în adunare. Voi ziceți că la Ierusalim, noi zicem că la fântâna lui Iacov, pe muntele ăsta. Și Domnul a zis, stai puțin. Că Dumnezeu a fost înțeles greșit. Închinătorii adevărați pe care Dumnezeu îi caută se închină în duh și în adevăr, oriunde, da? Pe stradă, o zi cineva, orice colț de stradă e amvonul meu. Nu trebuie să stai la rând, pe programare, a 14-a duminică din an îți vine rândul să predici. Și singura ta preocupare o să fie, este asta. Cum o să predic ca să intru în top 5? Nu cred că e ceea ce trebuie. Cum să cânt ca să am cât mai multe vizualizări? Când e vorba de slujit, nu asta în primul rând, asta e partea vizibilă. Poți sluji dând mâna cu un om, poți sluji ridicându-te de pe locul tău din adunare și să-l dai altuia. Poți sluji ieșind în stradă și să stai de vorbă cu un om. Slujire felurită, dar noi cred că ne-am focalizat, am pus reflectoarele pe anumite lucruri și considerăm că dacă nu ne încadrăm în slujbele alea, deja circulă pe internet un videoclip cu un tip care ajunge înaintea lui Dumnezeu și îl întreabă, tu ce ai făcut? Doamne, eu am fost contabil. Și Dumnezeu îi zice, trebuia să fii pastor sau predicator. Și o femeie care ajunge în fața lui Dumnezeu, tremurând, și zice, Doamne, toată viața mea am avut grijă de copilașii mei. Și Dumnezeu zice, foarte bine, asta m-a așteptat de la tine. Deci o mamă care slujește copiilor ei face exact ce trebuie. Și spuneau bătrânii, bine, o temă discutată poate fi și disputabilă poate fi, zicea că Domnul le-a descoperit că o mamă care își crește copiii cu frică de Dumnezeu va avea cununa unui martir. O să vedem la final, da? Nu intrăm în dezbateri teologice pe tema asta. Dar sunt convins că înaintea lui Dumnezeu sunt enorm de multe slujiri. Dar nu vi se pare că ne axăm și depunem toate eforturile, toată energia noastră să focusează pe două ore la care mergem în adunare? Și apoi, dintr-o dată, foarte relaxați. Intrăm cam în perioada asta de relaxare după pandemie, da? Relaxare, nu ne mai interesează nimic și fiecare facem ce vrem. Și uităm de Domnul și apoi, măi, vine vremea, hai, joi la adunare, dacă avem timp, dacă nu, iar duminică. Păi nu i-am acuzat noi pe cei din bisericile tradiționale că îl închid pe Dumnezeu în biserică? Că merg la biserică de Paște, de Crăciun, uite-te la ce trăim astăzi. Ai impresia că viața e duală, una înăuntru și alta afară. Ori niciunde în Biblie nu găsești sprijin pentru așa ceva. Și din păcate sunt mulți care nu doar că trăiesc cu impresia asta și lasă pe alții să trăiască cu impresia asta, nespunându-le adevărul. Că nu poți trăi ca un păgân până cu 10 minute înainte de adunare și la ora 6 să devii instant un sfânt detașat de tot ce a fost în urmă și să aduci înaintea lui Dumnezeu închinare și Dumnezeu să se facă că n-a văzut ce ai făcut până ai ajuns la adunare. Deci niciunde în Biblie nu găsești sprijin ca să faci treaba asta. Și totuși, de multe ori, pentru că starea noastră spirituală a scăzut, unii lăsăm pe oameni să creadă așa, lasă că e bine, numai vină aici. Să avem și scaunul ăla ocupat, că e în regulă. Vin aici și după aia mai vedem, mai vin și duminica viitoare. Și asta înseamnă să nu vină? A, e bună întrebare. Să vină, dar să vină altfel. O, dar până vine altfel, să vină așa, dar nu-l pune în față și nu-l face model pentru ceilalți. Aici apare, clar, apare o discuție foarte, foarte ciudată, da? Nu aveam în plan să discutăm treaba asta, da? Totuși, spunea Zac Punen, că mă ascund după el, da? Dacă e să vorbim despre performanță, în lume sunt artiști cu voci
și performanțe artistice mult mai înalte ca mine, da? Și totuși, nu cred că vocea te califică la intrarea în rai. Spunea Wilkerson că unii vor prin credință, dar fără pocăință mântuirea. Ori nu este așa ceva. Credința neînsoțită de pocăință, credința neînsoțită de ascultare. Cineva spunea că mântuirea e ca o monedă cu două fețe, da? Pe ambele fețe e ceva imprimat. Dacă te duci cu o monedă, o bucată de metal imprimată doar pe o parte, n-are valoare în niciun loc. La fel și în relația noastră cu Dumnezeu, credință fără ascultare nu are valoare în ce privește mântuirea noastră. Dacă ne puteți spune, frate Costi, care ar fi câteva piedici care ne-ar împiedica în această alergare spre cer, spre ținta noastră? Da, am vorbit despre o greșită înțelegere a ceea ce înseamnă slujirea noastră și clar asta poate fi o piedică, dar ar mai putea fi și... Imaginați-vă o chestie de felul ăsta. Că vedeți o pistă de alergare la care oamenii sunt aliniați acolo, fiecare pe culoarul lui, în bloc starturi, gata să țâșnească în momentul când se dă semnalul de start. Și uitându-te atent pe unul din ei, îl vezi legat cu un lanț de picior și undeva în spate de ceva. Și îți imaginezi, nu? Ți-ai putea imagina că ăla câștigă cursa. În funcție de lungimea lanțului, va alerga o vreme. Adică înțelegi că legăturile te pot împiedica în alergare, dacă nu e o legătură fixă. Poate fi lanțul ăla, dacă păstrăm imaginea, legat de o greutate. Îl tragi după tine, te miști, există oarecare mișcare în viața ta spirituală. Dar nu, îți dai seama că trebuie să fie ceva mai mult și n-ai parte de ceva mai mult, pentru că sunt niște legături, niște dependențe. Cât de sincer putem fi cu noi înșine și cu Dumnezeu. Vorbeam despre faptul că la un moment dat auzit o predică, o motivație, o cântare, rugăciunea unuia de lângă tine se stârnește în inima ta dorința să alergi. Și pleci, zici, ai vrea să fii diferit, ai vrea să fii altfel, ai vrea să alergi, ai vrea să se bucure Domnul de tine. Și îți dai seama că la un moment dat te blochezi. E ceva ce te ține. Întrebarea este, pot rezolva dependențele astea? Oricare ar fi, da? E vremea asta a internetului. Dependență virtuală, depresie de tip Facebook, pornografie, anturaje, droguri, beții, imoralitate, frici de tot felul care îi pot lega pe oameni, că frica poate fi paralizantă, te poate lega și să te facă ineficient. Întrebarea-i, cum scap de lucrurile astea? Păi e o singură soluție. Și ne întoarcem la un moment al discuției noastre. Ai nevoie să te întâlnești cu Iisus. Că numai El te poate elibera. Iisus a zis unor oameni care L-ascultau, veți fi liberi dacă Fiul vă face liberi. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adică, Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, citit și recitit. Cineva spunea că el n-a întâlnit un om care să citească Noul Testament de două ori consecutiv și să nu fi fost schimbat. Dar pentru asta trebuie disciplinare. Da? A fost momente în viața mea în care am citit Biblia supărat fiind pe ce citesc, că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Da? Am fost ateu, Dumnezeu m-a scos de acolo și citeam Biblia judecându-mă cu Dumnezeu. Dar a fost ceva, Dumnezeu m-a ținut să citesc Biblia și când am ajuns să o termin, mi-am dat seama că încet, încet Dumnezeu schimbă viața mea. Dacă vrei să scapi, citește Biblia și roagă-te. Nu mă pot ruga o oră. Începe cu 3 secunde. Rugăciunea super consacrată de mii de ani. Ai milă de mine, păcătosul. Ai o problemă. Spune simplu Domnului. Nu te aștepta să faci performanță în rugăciune. Ci spune lui Dumnezeu concret care e lanțul care te ține legat. Acum intervin eu, punând o întrebare. Mai există pocăință fără lacrimi? Nu vi se pare că în perioada asta pocăința noastră e doar cu biruitori, doar cu mâinile ridicate în biserică,
fără să stăm să ne mai plângem păcatele, fără să stăm, să stăm în rugăciune, atunci când coboară Duhul Sfânt și atunci îl simți pe Domnul și mai verși o lacrimă, parcă ne-e rușine, ne e greu să ne mai rugăm, ne e greu să citim. Am zis de câte ori că dacă suntem sinceri cu noi înșine, așa cum am mai spus de multe ori și poate unii m-au înțeles greșit, trăim o vreme în care imaginea contează foarte mult. Foarte mult contează cum dăm pe sticlă. Contează de multe ori mai mult ce haine îmbrăcăm și cum ne stă părul, cum mimăm extazul. Și atunci, cred că ar trebui să fim sinceri. L-am întrebat pe un tânăr într-o biserică, apropo de cântare, era într-un grup de cântare, l-am întrebat, nu te supăra, dă-mi un răspuns. Cum îți explici, l-am întrebat, că în ciuda cântărilor grozave pe care le cântăm aici, și a predicilor foarte bune pe care le ascultăm, ieșim afară și atât de repede cădem pradă din nou păcatului. Ce se întâmplă? Apropo de un om care e legat, ai văzut sau ați văzut vreodată vreun om care să fie fericit în temniță? Să ajungă să facă doi pași până la ușa aia de metal și să zică, uau, ce fain e aici! Ce bine că îți legat! Dar poți fi legat și fără să recunoști. Și doar să mimezi că ești în regulă. Și dincolo de imagine, de mâinile alea ridicate, de fața aia care pare extaziată, în spate să fie teamă, întuneric, întrebări, îndoială. Și nu o să se rezolve decât în momentul în care e sincer. Și în momentul în care e sincer și îl întâlnești pe Dumnezeu care e sfânt, n-ai cum să nu plângi. N-ai cum să nu te zdrobești, n-ai cum să nu cauți să scapi, să se rupă legăturile. De asta nu mai avem lacrimi, că nu mai recunoaștem. Am ajuns să bagatelizăm, da? Cineva spunea, fraților, am cântat atâta vreme, păcătos ca mine noi, da? Nu mai cântăm cântările astea, cântăm cântări de biruință. Amin, îți de acord. Dar în urma anilor în care am cântat cântări de biruință și nu ne-am mai plâns stările vinovate în care trăim, am ajuns biruitori, doar clamăm niște experiențe pe care nu le trăim. Am discutat cu oameni care au tratat oarecum așa în ironic generațiile dinainte, spunând despre ei că erau limitați din punct de vedere informațional, teologic și așa mai departe. Și am pus o întrebare, cum îți explici că noi care suntem atât de bine pregătiți și atât de bine organizați, ne dorim să-L întâlnim pe Dumnezeu cum îl întâlneau ei. Citim, da, în cărțile noastre despre experiențele lor, la rugăciunile lor, acelor oameni limitați pe care de multe ori îi judecăm și privim de sus. Venea Dumnezeu într-un mod de netăgăduit. Și astăzi, la părtășiile noastre, care dau atât de bine în afară, cineva spunea, cântăm despre Iisus, vorbim despre Iisus, și Iisus e la ușă, dar nu într-o afară. Mai devreme ați amintit și ați vorbit de câteva lucruri, și anume comoditate, nepăsare și rutina bisericească. Care credeți că ar fi primii pași pe care ar trebui să-i facem în a-L cunoaște pe Iisus, iar pe urmă să înțelegem slujirea sau chemare pe care El ne-o face? Reiau o idee pe care am mai spus-o deja de două ori, cred că. Ca să-L cunoști, trebuie să-L întâlnești. Nu există nimic în afară de momentul acesta. Nimic care să conteze veșnic. Dacă n-ai un moment în care L-ai întâlnit pe Iisus, și în momentul ăsta e experiența mea și aici poate fi discutabil. Dacă n-ai un moment al agoniei, un moment în care te prăbușești, conștient de nimicnicia ta. Știi că de-a lungul anilor unii au schimbat cuvintele din Mărețul Har. Da? Nu mai spunea un mizerabil ca mine, da? Folosea un cuvânt mai corect din punct de vedere politic. Nu poți să-l umiliești chiar atât pe om. Realitatea e că până un om nu-și recunoaște mizeria, că dincolo de fațadă e nelegiuire, că în firea pământească e atâta răutate, că sunt atâtea porniri vinovate, păcătoase,
sunt acolo. Până nu le conștientizez, întâlnind un Hristos sfânt, separat, dincolo de ce înseamnă firea umană, până nu se întâlnesc imaginile astea două atât de contrastante, un om mizerabil, păcătos, în fața unui Dumnezeu sfânt, nu există posibilitatea ca să te schimbi. Dar ce-i frumos, și asta zic din experiența mea, și cum am zis, o experiență nu poate fi combătută. Când am realizat că sunt de nenorocit și de vinovat, m-am dus la Dumnezeu cu teamă și mă gândeam să vezi ce o să-mi zică, să vezi ce o să-mi facă. Și am descoperit atâta bunătate când m-am prăbușit și am zis, te rog să mă ierți, nu mai știu ce să fac, fă ceva, iartă-mă. Când m-am prăbușit, în momentul ăla, bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat peste mine. Că Dumnezeu de-abia așteaptă un om pe care să-l ierte. Dar nu-l poate ierta până omul nu se recunoaște. De vreme că Domnul doar defilează așa, teoretic, spunând, da, bă, suntem și noi oarecum cu probleme. Dumnezeu nu-l poate ierta că omul va rămâne cu problemele lui și problemele din viața lui nemărturisite, nerezolvate, neiertate, o să-l împiedice să ajungă în iad, în rai. Și Dumnezeu nu-l minte pe om. Dumnezeu nu lasă pe om, lasă-mă că e bine, mai vii și azi, mai vii și mâine, o vede apoi mâine cum o să fie, știi? Dumnezeu îi spune, prietene, rezolvă-ți problema, sunt aici, vreau să ți-o rezolv, nu lăsa pe mâine. Nu? Și dacă e cineva care are problemele astea, acolo unde e, poate să se plece pe genunchi, Iisus iartă. Încă iartă, slăvit să fie Domnul. Și acum, apropiindu-ne de final, oare, mergând spre țintă, alergând spre țintă, poți să te oprești să mergi mai domol sau doar trebuie să alergi? Teoretic, ideal ar fi să nu te oprești. Să alergi ca atunci când ai plecat prima dată. Acea dragoste din tâi de care vorbea Domnul Iisus. Realitatea pe care o trăim mulți este că din când în când obosim. Din când în când ne oprim, din când în când, ca în călătoria creștinului, mai tragi la umbră. Dar vezi, tocmai ăsta e și rostul întâlnirii noastre. Discutând să ne motivăm, discutând să ne stârnim, să ne provocăm, să ne ridicăm, să ne scuturăm și să ne uităm unul la altul, zicem, hai să mergem mai departe. Hai că se poate. Hai ridică-te. Hai dai înainte. Nu mai mult. Și o să termină alergarea. Și ajungem unde am pornit. Doamne ajută! Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce i-am văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit. Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce i-a văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit. Noi nu, nu ne temem. Privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îi spunem, revino Iisus. Noi nu, nu ne temem. Privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îți spune, revino Iisus. Ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim, o Părinte, să fii Tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mare.
povestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim, o Părinte, să fii tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mare. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care spune: revino, Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate